pandemia de coronavirus a scăzut drastic și cererea de energie, așa că peste 12.000 de mineri și energeticieni din Oltenia vor intra în șomaj tehnic. Cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din țara noastră funcționează la capacitate mult redusă, iar salariații vor întrerupe lucrul prin rotație timp de 17 zile. Primii angajații complexului energetic Oltenia vor intra în șomaj tehnic de săptămâna viitoare. Vorbim de peste 6.000 de mineri și energeticieni care vor întrerupe lucrul pentru 17 zile. În total vor trece prin această procedură peste 12.000 de salariați. Până acum, compania a redus producția, a funcționat cu 40% din personal și a trimis mii de oameni în concediu de odihnă. Măsura a fost gândită să prevină îmbolnăvirile în rândul minerilor, mai ales că aceștia fac parte din categoria de risc, media de vârstă în companie fiind de 50 de ani. S-au acordat libere, concedii, recuperări. Din păcate, în această etapă a pandemiei, și piața de energie este defavorabilă, așa că începând cu data de 13, toți salariații complexului energetic Oltenia vor intra în șomaj tehnic prin rotație. Cât vor fi în șomaj tehnic, minerii vor primi 75% din salariul de încadrare și încă 75% din sporul de vechime. La finalul lunii, venitul va fi de cel puțin 3.000 de lei. În luna mai vor depune documentele online, cerere, declarație pe propria răspundere și tabelul nominal cu persoanele pentru care solicită indemnizația, urmând ca în 15 zile să le procesăm și să le onorăm la plată. Alte câteva mii de angajați din Gorj s-au ales cu contractele de muncă suspendate pe durata pandemiei. La nivelul județului Gorj a fost transmisă revisal suspendarea 10.144 de contracte individuale de muncă. În total, 583 de angajatori din Gorj au trimis circa 4.000 de salariați în șomaj tehnic în ultima lună.